Bună ziua! După cum ați văzut, am avut deja un comunicat din partea Biroului Electoral Central. Alegerile pentru Camera Deputaților și Senat s-au încheiat și odată cu ele se apropie de final și misiunea Ministerului de Interne în ceea ce privește organizarea acestor alegeri. Pentru Ministerul de Interne, miza lor a fost transparența, corectitudinea și, aș spune într-un cuvânt, normalitatea. Toate eforturile noastre din ultimele 3 luni, conform și obiectivului pe care eu, ca ministru, mi l-am asumat atunci când am venit în septembrie, toate măsurile novatoare pe care le-am implementat, au servit unui singur scop, și anume acela de a ne asigura că rezultatele alegerilor reflectă doar voința alegătorilor și nu altceva, și că derularea procesului electoral poate fi urmărită în mod transparent atât de competitorii electorali, cât și de mass media și de cetățeni. Trăiesc cu convingerea că am reușit. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi colegilor din Minister, Poliției Române, Jandarmeriei, ISU, toți celor care și-au petrecut ultimele săptămâni și mai ales ultimele zile în prima linie, asigurând corectitudinea, liniștea, ordinea publică în timpul derulării acestor alegeri. Aș vrea să mulțumesc și conducerii care s-au ocupat de coordonarea tuturor forțelor pe care le-am angrenat în acest proces electoral. Aș vrea de asemenea să mulțumesc și Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS, care a făcut din punct de vedere tehnic posibil ca măsurile pe care noi le-am adoptat, măsurile noi, moderne, de monitorizare, de transparentizare și responsabilizare a procesului electoral, să poată fi puse în practică și, bineînțeles, autorități electorale permanente, BEC-ului, care și-au îndeplinit și ele în aceste zile atribuțiile pe care legea le dispunea pentru ele. Sigur, așa cum ați văzut și în timpul comunicatelor date în timpul zilei de ieri, au fost incidente electorale, incidente pe care le-aș considera minore, raportat la experiența altor alegeri și raportat la scara națională și la cadrul general în care aceste alegeri s-au desfășurat. Au fost înregistrate 473 de sesizări, din care 211 nu s-au confirmat, 104 infracțiuni, 141 de persoane cercetate. Vom ieși în orice caz cu un comunicat de presă imediat după această conferință, în care veți avea toate datele cu privire la numărul de incidente, la numărul de verificări care au fost făcute și în cursul zilei de ieri și ceea ce se întâmplă cu ele la acest moment. Mulțumesc foarte mult!